Bună, eu sunt Angie și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Cât am revenit de la cumpărături, de data aceasta am fost la Lidl și m-am gândit să vă arăt și vouă cumpărăturile mele săptămânale, cam ce am cumpărat eu pentru săptămâna viitoare. Înainte de a merge la cumpărături, îmi alcătuiesc întotdeauna meniul pentru săptămâna următoare, îmi fac lista și înainte de toate acestea trebuie să specific, chiar dacă avem listă, meniu, da, lista se poate lungi, mergem la magazin și băgăm în coș temirce chestii de care avem sau nu avem nevoie să fie. După principiul acesta, să fie. Cumpărăturile mele săptămânale trebuie să se încadreze într-un buget. Și anume, pentru familia noastră, familie de 2 adulți și 2 copii, avem un buget stabilit de 100 de euro pe săptămână. În bugetul acesta de 100 de euro includem produse alimentare, după cum spuneam, și produse de igienă, gen detergenți, detergenți de vase, pastă de dinți, gel de duș și alte chestii. Și pentru că săptămâna aceasta, după cum spuneam, am fost la Lidl, vreau să vă arăt și vouă cam ce am cumpărat eu de 103 euro, deci nu m-am chiar încadrat în cei 100, am depășit cu 3 euro, dar am cumpărat pe lângă produse alimentare, o plantă decorativă și niște coșuri de organizare. Deci, să-i dăm startul cu cumpărăturile mele săptămânale. Cam așa arată cumpărăturile de pe săptămâna aceasta. Și anume, am luat aici o cutie de Ariel, 90 de capsule. Am luat o plantă din asta, decorativă. Am luat niște coșuri de organizare. Am mai luat așa un pachet din acesta de Actimel, iaurt, o berlină la Elena, o pâine din asta tost, ca să avem pentru mic dejun la prăjiturul de pâine, un pachet de cacao, un pachet de tortilla din asta mai încânsată, cu o salată, un cașcaval din ăsta răzuit, cașcaval pentru sandvișuri, încă un fel din ăsta de cașcaval, două pachete de unt. Ăsta este foarte bun, genul acesta de unt. Chiar dacă nu este scos de vreme din frigider, îl poți întinde ușor pe pâine. Am mai luat un, pentru că era săptămâna XXL la Lidl, după cum se vede, cumpărăturile acestea le-am făcut săptămâna aceasta de la Lidl, un cașcaval din ăsta XXL. Clar că astea o să ne ajungă mai mult de o săptămână, dar pentru că erau la ofertă și aveau preț bun, le-am cumpărat. Am mai luat niște șuncă de genul acesta, tot pentru sandvișuri, pentru tarta flambată, niște bacon din ăsta, așa, șuncă pentru mic dejun și două pachete din acestea pentru salantul, pentru sandvișuri. Și merge foarte bine la pizza. Am mai luat două cutii de smântână,
30% grăsime. Am mai luat niște pește, sardină, o pungă de Stix-uri, două pachete de Oreo, două ciocolate Shogeten, una pentru copii și una cu caramel, un borcan din acesta mare de Nutella, o pastă de roșii pentru spaghetti pentru săptămâna viitoare, pentru salată de năut o cutie din aceasta și pentru salata cu ton și porumb am mai luat o conservă din aceasta de porumb. Am mai luat 3 cutii de lapte, oricum mai aveam încă. După cum se vede, nu am cumpărat ouă și carne deloc, pentru că am cumpărat săptămâna trecută mult mai mult și le-am am încă rezerve și nu a necesitat să cumpăr săptămâna aceasta deloc carne. Am mai luat aici 1 kg de prune. Încerc să folosesc săculeți din aceștia la cumpărături pentru a evita plasticul. După cum se vede, toate sunt împachetate în plastic și așa că unde se poate încerc să evit. Aici am luat niște ardei din ăștia grași, roșii. Am zis că vreau să fac ciorbă de ardei umpluț. Săptămâna viitoare am mai luat niște tovlecei. Merg bine la o omletă cu legume sau ceva rapid. Așa, aici am mai luat tot în săculeț niște roșii din astea mari. Așa, am mai luat niște suc din ăsta de lămâie în momentul în care fac salată cu ton și cu porumb sau la avocado pentru guacamole și nu am lămâie, să am de rezervă suc de lămâie. Oricum am cumpărat și lămâie, dar cumpăr de rezervă sucul acela, să știu că am tot timpul. Am mai luat un pachet de roșii cherry, încă 1 kg de piersici, pentru salată ceapă verde, o legătură, un castravete, așa, încă o salată. Aici am mai luat o varză, tot pentru salată. Am mai luat o caserolă mică de căpșuni. Am mai luat o lebeniță, banane. Așa, am luat niște morcovi pentru supă și ciorbă, ceapă, 1 kg, 2 kg de cartofi. Așa, am mai luat 1 kg de mere și o cărticică pentru Elena cu Pepa. Deci cam acestea sunt cumpărăturile mele pentru săptămâna următoare. După cum se vede, avem multe legume și fructe. După cum spuneam, carne am pentru săptămâna viitoare deja în congelator și nu am mai necesitat să cumpăr. Și pentru că tot e vară și cald, este mult mai bine să profităm acum în sezonul acesta de cât mai multe fructe și legume. Așa, și în final vreau să vă arăt bonul. După cum spuneam, am cumpărat de data aceasta toate cumpărăturile le-am făcut de la Lidl și am plătit, după cum se vede, da, bonul este de la Lidl, 103 euro. Bugetul nostru, după cum spuneam, săptămânal este stabilit la 100 de euro pe săptămână, așa că pot spune că m-am încadrat, cu toate că nu am cumpărat numai produse alimentare, am cumpărat și corpurile acelea și o cărticică și o plantă din asta decorativă. Cam
Acestea sunt cumpărăturile noastre. Meniul l-am deja stabilit, deci săptămâna viitoare o să fie ușor să pregătesc mesele. Cam acestea au fost cumpărăturile de săptămâna aceasta. Dacă aveți idei sau vă stabiliți și voi un buget sau un meniu săptămânal, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii sau alte idei despre video ce v-ar putea interesa, despre cum îmi alcătuiesc eu meniul sau lista de cumpărături sau știu eu ce idei mai aveți voi. Lăsați în comentarii, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă vă plac ideile mele, apăsați clopoțelul pentru notificări, pentru a fi la curent cu postările mele și în final vă urez un sfârșit de săptămână plăcut și spor la cumpărături sau la organizare. La revedere!